Avem o navă care este propulsată cu metan, gaz natural lichefiat, și pentru a putea avea această propulsie, trebuie să bunchereze, trebuie să fie alimentată. Aceste softuri îi vor ajuta pe viitorii navigatori să se pregătească pentru viața pe mare. Activitatea lor este atent supravegheată de experți și totul se desfășoară în condiții de maximă siguranță. Este vorba în principiu despre un simulator integrat care poate să transmită în realitate virtuală tot ceea ce înseamnă partea de competențe pentru ofițerii de punte, un simulator integrat de punte multipurpose, cum spunem noi. Este format din o stație de expert în stânga mea și 5 stații de cursant. Pe fiecare avem posibilitatea să inițializăm diverse instalații și chiar nave. Am setat practic aceeași navă, e pe simulatoare și unii sunt pe puntea principală, unii sunt în compartimentul nu știu care. Iar acesta este doar începutul unui lung șir de proiecte. CERONAV urmează să dezvolte și alte platforme care vor facilita deprinderea cunoștințelor pentru viața pe mare. Vom achiziționa diverse secțiuni de fluviu, bineînțeles, tot în realitate virtuală, de atât pe Dunăre cât și pe Rin, pentru a transmite zonele, cunoștințe de navigație în zonele mai dificile pe aceste fluvii. Nu în ultimul rând, vom intra într-o nouă zonă de transmitere a competențelor practice pe machete de nave. Va fi ceva cu totul nou și pentru CERONAV și pentru România. Guvernul României garantează prin CERONAV păstrarea conformității certificatelor marinarilor români și instruirea acestora la cele mai înalte standarde, pentru ca România să rămână un important furnizor de personal navigant pentru flota mondială.